Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. După cum spuneam și în videoclipul trecut, sunt destul de avariat la picioare și la mâini, așa că o să-mi cer scuze de la bun început de mizerie. Nu am cum să fac curățenie, nu mă pot apleca. Na, asta este, așa m-a prins, cam era cază de făcut curat, dar nu am cum. O să mai dureze probabil 3, 4, 5 zile până o să îmi revin măcar atât cât să pot face curățenie. O să vă fac un tur al animăluțelor de aici și al schimbărilor care vor urma. Am noutăți foarte multe, foarte multe. Am destul de multe noutăți pe aici. Aici este vorba de acest cocoș de cochinchina galben uriaș la care m-am decis într-un final să îl dau. L-am pus la vânzare și pe OLX. O să-l dau, nu mai aduc găini, nu mai țin această rasă, sunt suficiente rase, adică sunt suficiente rasele pe care le am deja. Cocoșul este matur, are 2 ani și ceva, nu știu să vă zic cu exactitate. Reproduce, am scos din el, e un cocoș destul de frumușel. Na. Pentru cei interesați îmi puteți scrie în privat și discutăm acolo ce și cum. E un cocoș acceptabil, nu e cel mai bun cocoș din lume, e un cocoș destul de ok. Mai departe, asta este voliera în care au fost voltații indieni pe care i-am mutat. O să fac separat cu voltații indieni un videoclip. Acum sunt în lucru la voliera lor. De asta este atât de multă mizerie. Am băgat aici tot ce înseamnă porumbei de ăștia mai micuți, să zic. Avem aici o pereche de o să le zic rândunele de Saxonia, dar nu sunt de fapt. Sunt aripă colorată de Saxonia. O pereche de Maria Stuart. O pereche de creci și Mister, căruia o să iau femelă. Ce voiam să vă spun, aici o să stea undeva la 5-6 perechi de porumbei și piticele de Roscomb Bantam, care sunt momentan afară, o să vi le prezint și pe ele. De ce? Pentru că vreau să fiu o volieră cu doici și cu mai multe rase, adică să fie ceva mai diferit, așa să am și ceva mai nebunesc, gen o pereche de gâtgolași, o pereche de... Adică ce sunt aici, ăstea trei, de fapt 4 rase, o încă o pereche de gâtgolași și, nu știu, poate mai iau ceva, vedem pe viitor, dar cam astea vor fi rasele pe care o să le țin aici. În voliera următoare, în boxa următoare, în volieră, na, cum să-i spun, avem găinile de cochinchina pitic, negru, alb, bobat, cu o pereche de turturele râzătoare care nu sunt la locul lor aici, se simte că sunt speriate. Sunt aduse din Ungaria de la Monor, avem femela albă cu moț și masculul ăsta tărcat așa, foarte, foarte fain, abia aștept să scot din ei. Abia astăzi le-am pus așa, de aia sunt destul de amețite, trebuie să le pun și lor un cuibar. Avem aici perechea de gușați de Pomerania pe alb, pe care nici nu cred că i-am filmat vreodată gușații de Pomerania. Nu știu dacă am mai zis că mi-am cumpărat sau nu. În orice caz, mi-am cumpărat gușați de Pomerania. Inițial o pereche, masculul alb cu femela pe... Nici mai știu ce femela am luat. Cred că femela pe silver, cred. Da, femela pe silver. O să vă arăt mai încolo. Și când... mă rog, când... Am mai adus ceva porumbei din Ungaria, încă 2 perechi de gușați de Pomerania și a trebuit să desfac perechile, să le pun așa cum am vrut eu. Cam asta ar fi. Tot din Ungaria este și găinușa de sus de cochin pitic. Iar astea sunt... bătrânelele mele, care au început, după cum am spus, să-și facă codița. Sunt niște găini acceptabile, zic eu. Nu o sunt cele mai bune găini din lume, sunt niște găini ok de lucru, să zic. O să mai aduc cochin pitic, v-am spus, și ouă, și puișor, și găini, și mai multe, pentru că o să mă axez ca lumea pe cochinchina pitic. Da, ăștia sunt niște porumbei pe care o să mă axez foarte tare, cu care o să merg la expoziții. Momentan nu am ce știu eu ce calitate,
pentru că i-am luat doar de dragul de a-i ține. Dar între timp am început să mă îndrăgostesc de această rasă. O rasă care mi-a plăcut întotdeauna, dar acum, nu știu, mă atrage în mod special. Cărora o să le fac separat o altă volieră cu ieșire în curte să pot să-i văd și să mă bucur de mânățiile astea. Mi se par absolut genial, deci mi se par niște porumbei superbi. Întotdeauna, mi-au atras atenția, dar de când am astea trei perechi, parcă m-au, nu știu, m-au făcut să-mi placă și mai tare. Mai departe, avem aici nebuna asta de găină care nu mai vede absolut deloc. M-am chinuit eu cu o foarfecă să-i tai moțul, dar moțul, să-i tai acolo partea aia ce intră în ochi, dar n-am reușit, trebuie să mă duc în casă să-i aduc o foarfecă. Neavând timp, n-am dat importanță acestor aspecte, dar se pare că o jenează foarte tare. Găina e sănătoasă, n-are absolut nimic, doar că nu vede și se lovește de tot și hai că se lovește de tot. Stă mai retrasă din cauza că nu vede cum trebuie. Cocoșul e mai ok. Dar găina, da, e foarte problematică din punctul ăsta de vedere, dar uitați-vă, nu are absolut niciun fel de problemă de sănătate, doar faptul că nu vede cum trebuie. Aici avem femela de care vă spuneam, ea este pe silver, cu un mascul pe albastru, tot de gușează de pomerania, perechea de padoane cea măiz și perechea bătrână. Perechea matură de turturele pe care cred că le-am mai filmat. Foarte, foarte frumoase. Și printre altele că am eu impresia că masculul nu e turturică, ci e un guguștiuc. Dar e simpatic, rămâne, nu am niciun fel de problemă. De ce zic asta? Pentru că face ca un guguștiuc, deci cel mai probabil este un guguștiuc. În fine, n-are niciun fel de importanță. E super, super simpatic. Astea sunt mai de ale casei, aici se vede că sunt obișnuite, nu sunt atât de sperioase ca și celelalte. Încă n-au făcut ouă pentru că au fost toate la grămadă și am zis, băi, hai să le las și pe ele să se ouă și să le separ așa pe perechi. S-au împerecheat foarte iurea, era femela asta de silver cu masculul pe alb, masculul albastru cu femela albastră. Și o să vedeți în următoarea boxă cum erau. Dar i-am pus așa pentru că din silver cu albastru o să scot și silver și albastru. Din albi o să scot evident doar albi, iar din ceilalți o să scot și solzați și albaștri. Și atunci am zis să fac așa, în așa fel perechile. Vreau să mai aduc pe galben, pe argintiu și pe roșu la gușează de pomerania. O să țin 10 perechi, 10 boxe o să fac acolo și o să țin maxim 10 perechi la gușați, nu mai mult. Aici avem apă în țelărul, care au început ouatul cu chiu, cu vai. Deci abia am luat primul ou ieri de la ele. Foarte greu, într-adevăr nu le-am dat absolut nimic. Da, au dărâmat și ei aia de apă, în fine, trebuie să le pun oricum apă, mâncare. Nu le-am dat nimic gen stimulator, niciun furaj, niciun nimic, pentru că nu am vrut să înceapă o oată, pentru că nu am vrut să scot momentan. Abia de acum încolo o să pun la incubator, o să îmi pun, cred că, două incubatoare pline și cam aia a fost, nu mă complic cu 7000 de serii, pentru că nu mai am timpul necesar. Bun. Aici avem masculul acesta pe gut. Gut solzat, cum îi ziceți fiecare. Și femela pe albastru. Și de aici la fel o să scoată și albaștri, și guți, și mai multe culori. Ăsta este un mascul imens din 2022. Deci e tânăr și uitați-vă ce animaloi. Nu e cea mai bună poziție, trebuie să stea un pic mai vertical, să aibă picioarele un pic mai lungi, dar pentru mine e ok. Și asta e femeluța, la fel 2022. Foarte șmechere pasăre, îmi place maxim. Na, abia aștept să scot ceva din ei. Momentan nu le-am tăiat încălțătura pentru că am vrut să mai mă bucur puțin de ei. Dar până nu le fac volierele, nu o să le tai încălțătura pentru că nu vreau să scot din ei aici. Adică nici n-au șanse să scoată aici pentru că sunt găinile, clar, ar mânca ouăle, ar sparge ouăle. Nu e ok găină cu porumbel și cu turturică și cu tot. O să le fac separat și lor, dar nu pot momentan, așa că vor sta aici o perioadă. La fel, turturelele, nu știu dacă sunt perechi astea, sincer îmi par două femele, dar le-am pus aici separat și pe ele să stea. Și din coace separat am făcut ceva schimbări, dar o să fac un videoclip
O să fac alt videoclip cu voltați indieni. Am desfăcut cele două, din două voliere am făcut una, dar o să vă explic mai multe în următorul videoclip. Și aici afară am scos un pic la aer nebuniile astea mici de roscum bantam, care la fel sunt niște păsări extraordinare, îmi plac la nebunie. Astea au ouat aproape un ou la zi, să zic așa, în medie. Nu am incubat absolut nimic din ele, nu vreau momentan să scot nimic. Domnișoara asta m-a tâmpit o în prostie și e foarte atașată de mine, nu are cocoș și stă mereu așa să o calc. Și acum se ridică ca și cum aș fi călcat. Că, Doamne, călcat-o. Și aici avem găinușa de Serama. La fel și pe ea am lăsat-o un pic liberă. Dar asta e foarte atașată de mine. Da, cam ăsta a fost videoclipul. O să revin cu un alt videoclip, tot acum o să-l filmez la voltați indieni și o să vedeți acolo ce schimbări vreau să mai fac. O să le fac o volieră și afară aici. Da. Am ceva planuri, dar nu am neapărat timpul necesar. Și în perioada asta am timp, dar nu pot. V-am lăsat și ne vedem în următoarele videoclipuri.